vreau să vă mai recomand ceva. E din seria aceea de turist, turist, da, voi să-l facem responsabil. Iar pentru asta am descoperit chiar astăzi un nou site pe care, culmea, sau de care n-am aflat, cu toate că a apărut din 2010. Se cheamă călătorsauturist.ro, despre care o să vorbim cu cel care se află în spatele său, Aurelian Predescu. Salut, Aurelian! Salutare! Stai așa, ar trebui să existe o interogație? Da, de fapt e o interogație, călător sau turist, dar acum văd. Teoretic e o interogație, da. Și răspunsul, să înțeleg că îl dai de fiecare dată cu fiecare articol? Sau îi lași liberul arbitru al fiecăruia? Nu, răspunsul încă îl căutăm. suntem pe urmele lui. Da, m-am înțeles, interogația e motorul. Exact. Așa. Și acum spune-mi, când ai născut site-ul, de ce l-ai născut? L-am născut ca să spun o singură dată ce mă întrebau 10 de prieteni. Cum a fost acolo? Ce ai făcut acolo? Da, acolo, cât mă costă să mă duc? Și atunci am zis, stați că vă rezolv. Dar pe tine ce te recomanda să dai răspunsurile? Păi știau că ne place să mergem, să călătorim, să ne ducem în locuri în care alții n-au fost. Deci stai așa, tu ești călător amator, transformat în călător, călător profesionist. Amator, da, din păcate sunt amator, nu profesionist, da. Păi acum dacă ai și site-ul, ești profesionist. Nu călător. Bine, am înțeles. Ok, iar de la ideea asta, în momentul ăsta, în ce s-a dezvoltat site-ul ăsta? E o comunitate, e un portal? Nu, în general scriu eu și câțiva prieteni de-ai mei care am reușit să-i conving să colaboreze cu mine. Mm-hmm. Iar de împărțit am văzut că există foarte multe subcapitole de citit, evenimente, foto, ghid practic, jurnal de bord, locuri, mozaic, oameni, oferte, proiecte, Exact, am încercat să sistematizăm un pic informația ca să-și găsească fiecare ce interesează pe site. Mm-hmm. Există și o variantă sau o latură interactivă? Cei care îți citesc site-ul la un moment dat să vină și să-ți adauge ei articole? Pot să o facă, bineînțeles, pot să o facă. Cum? Luând legătura cu noi pe e-mail, chiar ultimele 3 articole sunt scrise de cititori ai site-ului nostru, nu de către noi. Foarte interesant. Și mai căutam ceva să văd dacă nu cumva e afectat de... Sau mă rog, e manipulat de vreo agenție de turism, dar nu. E safe. Mm-hmm. Da, pentru asta trebuia să spunem noi. Așa că luați de consumați cu încredere, călător sau turist. Îți mulțumesc, Aurelian Predescu. Mulțumesc. Da, e safe.